venit, dragii mei! Sunt dr. Andreea Bâlici și începem o nouă ediție DocSense. Bronșic este o afecțiune inflamatorie cronică a căilor respiratorii care afectează la nivel planetar aproximativ 7% din populație. Acesta debutează de cele mai multe ori în copilărie, începând cu vârsta de 5 ani. Prevalența bolii este mai mare la persoanele de până în 18 ani decât în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani. Afecțiunea este provocată de mai mulți factori care țin de mediu, dar și de natura persoanei afectate. Factorii de mediu includ alergeni, precum produse alimentare, aditivi alimentari, polen, mucegai, acarieni, praf, păr de animale, fumatul atât activ cât și pasiv, infecții respiratorii recurente și netratate, poluarea, schimbările bruște ale vremii și anumite medicamente. Declanșatorii care țin de natura persoanei afectate sunt fondul genetic, obezitatea, sexul, stările de anxietate și stres emoțional, refluxul gastroesofagian. Astmul bronșic are o simptomatologie specifică, mai ales în cazul bolii severe sau în perioadele de exacerbări, precum disnee, constricție toracică, wheezing și tuse, care se poate agrava pe timpul nopții. Tusea poate fi unicul simptom în anumite cazuri. Există mai multe tipuri de astm în afară de cel bronșic, de exemplu astmul alergic. În funcție de severitatea manifestărilor clinice, astmul bronșic este clasificat astfel: ușor intermitent, cu o frecvență a simptomelor diurne de maximum 2 zile pe săptămână, iar a celor nocturne de maximum 2 pe lună și cu exacerbări scurte; ușor persistent, crizele respiratorii durează mai mult de 2 zile pe săptămână, dar nu zilnic, mai mult de 2 manifestări nocturne și exacerbare care poate limita activitatea pacientului; astmul moderat persistent, simptomele diurne sunt zilnice, cele nocturne mai des de o dată pe săptămână, iar exacerbările limitează activitatea și pot dura și mai multe zile; sever persistent, simptomele sunt continue, cele nocturne frecvente, activitatea fizică se limitează, iar exacerbările la fel frecvente. Este recomandat să apelați la medicul pneumolog în următoarele situații. Simptomele își fac apariția atât noaptea cât și ziua și vă limitează activitățile obișnuite. Aveți o criză de astm ce vă pune viața în pericol. Starea dumneavoastră nu se îmbunătățește în urma unui tratament care durează deja de 3-6 luni. Aveți simptome neobișnuite pe care nu le puteți diagnostica. Ați fost internat din cauza astmului, ați luat corticosteroizi cu administrare orală de mai mult de 2 ori într-un an. În momentul în care începeți să experimentați simptomele și manifestările menționate mai sus, sau vă încadrați în situațiile menționate, ar putea fi o idee bună să vă contactați medicul pentru a demara câteva investigații pentru astmul bronșic. Acesta va analiza simptomele bolii, vă va cere istoricul medical, atât al pacientului cât și cel familial, va executa un examen fizic și teste paraclinice, precum spirometria. Desigur, medicul vă poate recomanda și test de radiografie toracică, teste pentru depistarea alergiilor sau chiar analize de sânge pentru astm bronșic. Una dintre cele mai comune metode pentru diagnosticarea astmului bronșic este spirometria. Aceasta constă într-un test non-invaziv ce va măsura capacitatea respiratorie. Pentru a realiza acest test, care durează în medie de la 10 la 15 minute, trebuie să expirați cât de mult aer puteți la capacitate maximă într-un dispozitiv numit spirometru. Rezultatul va fi obținut pe loc. Pentru a putea depista eventualele alergii, medicul vă poate supune și la testul alergologic cutanat, care durează în jur de 30 de minute. În cadrul acestui test, medicul va realiza o înțepătură superficială la nivelul pielii. Dacă sunteți alergic la factorul alergen introdus la nivelul pielii, de exemplu acarien sau polen, locul înțepăturii se înroșește. Acest aspect trebuie stabilit de la început. Astmul nu se vindecă. Totuși, acesta poate fi controlat foarte bine cu ajutorul anumitor tratamente, asigurând astfel o viață plăcută pentru persoanele care suferă de această afecțiune. Fiind o boală cronică, tratamentul este unul de lungă durată. La fel de important precum tratamentul este și evitarea cu orice preț a factorilor declanșatori.
Cu ajutorul medicului, vă va fi mult mai ușor să-i identificați și să luați măsurile adecvate împotriva lor. Tratamentul împotriva astmului bronșic va fi decis de către medic în funcție de severitatea cu care se manifestă astmul și se va compune din două tipuri de medicamente pentru astm bronșic. Primul constă în medicamentele de control, cele de zi cu zi, care vor ajuta la prevenirea acceselor de astm. Al doilea tip constă în medicamentele necesare în cazul unei crize de astm. Acestea vor servi la dilatarea căilor respiratorii pentru ca pacientul să poată să depășească starea de sufocare sau de tuse. Cea mai eficientă medicație în cazul astmului bronșic este reprezentată de corticosteroizi inhalatori, deoarece acest tip de medicamente pot împiedica evoluția bolii. Pentru controlul astmului va fi recomandată și medicamentația administrată prin inhalare, ce va avea o acțiune intrapulmonară. Se va utiliza așadar un dispozitiv numit inhalator, dispozitiv ce poate lua mai multe forme. Inhalatoare presurizate cu doză măsurată, aerosol dozați presurizați, inhalatoare cu pudră uscată sau nebulizatoare. Medicul vă va demonstra metoda corectă de folosire a acestor dispozitive și va stabili și modifica dozele terapeutice în funcție de evoluția tratamentului. Desigur, există și opțiunea tratamentului naturist, ce include siropurile pe bază de plante care pot ajuta la atenuarea tusei și expectorarea mucusului, dar și ceaiurile din plante cu proprietăți calmante sau suplimente naturale ce pot reduce stresul, anxietatea și stările de agitație ce pot declanșa crizele de astm bronșic. În situația unei crize de astm, simptomele menționate mai sus se vor acutiza cel mai des din cauza unei aglomerări de mucus în căile respiratorii sau îngustarea lor. Dificultatea în respirație va duce la senzația de sufocare, respirație șuierătoare și tuse compulsivă. Acestea trebuie rezolvate prin tratament imediat cu utilizarea inhalatorului sau cu un consult specializat de urgență în lipsa acestuia. După folosirea inhalatorului, este posibil să mai aveți nevoie de o doză la circa 20 de minute după apogeul crizei. Astmul nu este o afecțiune vindecabilă, dar, înarmați cu informații și remedii, îi puteți face față și vă puteți continua viața într-un mod satisfăcător prin evitarea factorilor declanșatori. Dragii mei, aici punem punct unei noi ediții. Rămânem în contact pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem emisiunea viitoare cu teme care sigur vă vor interesa. Sunt dr. Andreea Bâlici și până data viitoare nu uitați, DocSense makes sense!